Bună! Eu sunt Mihai și eu sunt foarte super, duper, super bucuros pentru că mi-am lansat canalul meu de 6 luni de ziua mea. Și a fost foarte tare că eu am făcut peste 50 de povești. Și mi-a plăcut foarte mult această chestiune. Și sunt foarte bucuros. Și mi-a mai plăcut mult, 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 mult că am fost prima dată înregistrat la TV, pe Skype, la Observator. Și mi-a mai plăcut foarte mult a doua oară că nu eram video, ci eram la radio. La emisiunea Orașul vorbește cu Andra și acolo a fost super tare. Noroc că eram în pauză și nu eram la ore norocul meu. Și m-am mai bucurat foarte mult că am fost la... Deci eu am mers în Otopen la un super duper studio de lux și mi-a plăcut foarte mult acolo. Și am fost cu Dragoș, care e super amuzant. Și eu am primit un cadou. O minge de basket de mărime normală, pentru că eu mai am o minge de baschet, dar e de mărime de copii. Și eu am primit o minge normală, deci pe mâne este cât de patru ori cât brațele mele, e uriașă și îmi place foarte mult, dar problema este că pot să, pot să dau cu ea la cor sau să o bat așa foarte greu, dar tot îmi place, e comorica mea. Și cel mai mult, super, duper, super mult mi-a plăcut pentru că eu mi-am lansat prima carte, un băiețel pe dos. Eu am scris-o, uitați aici, un băiețel pe dos de Mihai Bunoiu și asta este carticica mea. Și am făcut și niște ilustrații, dar cel mai super, super mult mă bucură că am trecut de 500 de abonați pe YouTube. Când mai început a... Mai la început, acum câteva zile, în fine, luni, am avut chiar mai puțin de 100. Dar cel mai mult mi-a plăcut că după emisiune și chiar azi, am best de 500 de abonați! Yay! Și sper că v-a plăcut videoclipul și vă rog frumos să vă abonați ca să nu ratați niciun filmuleț de-al meu. Pa, pa! Să fiți foarte bine și, oricum, la revedere! Dacă v-a plăcut foarte mult, să-mi scrieți pe comentarii, vă rog! Oricum, la revedere! Mua!